Vorbește mai tare. Ai văzut? Femeia la care ți-am dat o mână. Da. Și aia are. Și ăsta e list. Să fie o surpriză. Stai un pic. Și ăsta? Deci ăsta e masculul. Da. E tata lui... 701. Adică are locul 1 oas, locul 1 final. Da. Ăsta e. Exact. Original Turbița Valentin. Deci ăsta este tata la locul 1 as, locul 1 finală. Aduce cu fiosul și nu aduce. Nu știu cum e maică să la mână. E mai scurt. Champ e mai scurt. E mai scurt. E scurt champ, e îndesat, e diferit un pic, știi? E mai lungă un pic aia. Și ăla e și scurt. Da. Care e mai calm, el sau ea? Că el un porumbel foarte calm. El și ăsta e. E calm? A, ăsta are vercamăn în el. Și ce mai avea în el? Bum, 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 bum. Da. De turbo al lui Turbiță, așa? Da. Care nu știu ce, ce are la bază femeia turbo. Turbo. Federico are... Frederic, așa, Filip. Are... Da. Nu știu, trebuie să mă să iau pe de greu. Da. A luat culoarea lui, arată-mi femeia, arată-o pe maică să puțin. Ochiul iară îl are, de la el. Și asta e mama la locul 1, asul 1 final. Ia să vedem la mână. Cum e. Bine că îți dă peste, știi, peste părinți, da? Și dacă stau bine să mă gândesc, și fratisul lui 701, 702 era, era tank. Mult mai mare decât... Ai văzut pui aia ceva în mână. Nu, no, aduce ceva în spate cu ăsta. Pe pedigri. Și de-aia ți-am zis. Că i-aș face... Nu, deci clar l-a aruncat în spate. Am zis că seamănă cu ea. Vă salut, domnii mei. Astăzi suntem într-o scurtă vizită, da, de lucru. Columbodromul de Vispreșmer se află la Brașov, mai exact. La... câștigătorul finalei și locului 1 as în cadrul Columbodromului de Vis. Ne aflăm la domnul Ciobanu Mircea. Multă lume m-a întrebat cine este domnul Ciobanu Mircea. Un om simplu. Un om simplu. Iată că am ajuns în cele din urmă și la el. Sunt pentru prima dată la el în crescătorie, să zic, în lotul de matcă. Pentru că porumbeii de zbor iară la un prieten de-al dânsului, la Sânt Petru, de acolo îi zboară. Zboară un numeric foarte mic de porumbei. Iar aici se află lotul de matcă. Foarte interesant. O chestie care ar trebui să-i pună pe mulți pe gânduri. Ceea ce vedeți aici se află într-o cameră de
într-un apartament. Ca să vedeți cât de mare este pasiunea pentru aceste păsări. Și a făcut în apartament, având mai multe camere, o cameră și-a destinat-o strict porumbeilor, ceea ce este un lucru de apreciat și spune multe despre Mircea. Mircea, te rog să te prezinți. Bună ziua, mă numesc Ciobanu Mircea, am 47 de ani, sunt din Brașov. Columbofil? Iubesc porumbei de mic, nu am moștenit de la nimeni, că nimeni din familie nu a avut porumbei. Îmi plac, îi iubesc și sper să am performanțe cât mai mari cu ei. De cât timp te ocupi de porumbei? Am avut perioade în care am avut porumbei, au fost perioade în care a trebuit să renunț la porumbei pentru un anumit timp, dar pasiunea și dragostea pentru ei nu m-a lăsat să renunț definitiv. Spiritul de competiție. N-ai cum, că știi cum e. Te ambiționează unele discuții, unele vorbe. Nu le punem la suflet. Și nu, că nu le pun la suflet. Mă ambiționează ca să fiu mai bun eu cu mine. Asta așa e, corect. Și la mine e la fel. Nu vreau să demonstrez la nimeni nimic, vreau doar eu să fiu mai bun cu mine. Corect. Să te autodepășești. Sigur. Normal. Spune-mi, te rog, crescătoria asta aici când ți-ai făcut-o? În iarna anului 2017 spre 18. Să înțeleg că atunci te-ai apucat mai serios de ei, adică te-ai supărat așa atunci în ghilimele? M-am supărat în ghilimele în decembrie 2017. Eu auzisem că Mircea își ține porumbei la bloc. Nu știam. Păi zic, cum poate să-i țină la bloc? Nu mă gândeam. Da, mă gândeam, zic, pe balcon sau pe bloc. Nu mă gândeam că îți faci așa ceva. Deci e super tare ceea ce ți-ai făcut la ei, compartimentele astea. Da, probabil multă lume crede că sunt nebun. Păi dar toți suntem nebuni. Da, sunt nebun în sensul bun al cuvântului. Da, sunt nebun cu porumbei, îmi plac porumbei și caut să aduc cei mai buni. Păsări de calitate. Da, absolut. De unde ai achiziționat porumbei în mod special așa? În mare parte sunt de pe licitație. De afară sau din... Și de afară și licitație la noi. Și porumbelul care l-ai tu în mână este achiziționat de la bunul meu prieten, Tulbița Valentin, de la Râmnicu Vâlcea. Da. Acesta este tatăl locului 1 finală, locul 1 as. Un porumbel bun la mână. Iar locul 1 as, locul 1 finală, până în finală era locul 6 la as. Iar fratele lui, de cuib, era locul 4 azi. Din păcate n-a mai sosit din finală. S-a întâmplat probabil ceva cu el. Era foarte, foarte fain. Ce pot eu să remarc? Deci el este de la Tulbița Valentin, iar mama este de la... Simeon Emil. De la Simeon Emil. Pe linia lui Poker Face de la Drapa. Așa, de-aia îi spun și ceam la porumbel, pentru că eu l-am achiziționat. Să dea Dumnezeu să fie ceea ce cauți. Mie mi-a plăcut porumbelul, l-am luat. Sper din tot sufletul să-ți reproducă porumbei de calitate. Știi cum e, încercăm. Dacă nu încerci cu păsări bune, cu ce să încerci? Cu piața? Absolut, că dacă stai să faci porumbei din prinsuri, nu o să reușești nimic niciodată. N-ai să ai niciodată șanse. Absolut. Mie îmi place să mi-aduc porumbei buni, costă ceva bănuți. Probabil că în 2 ani de când am făcut mica volier aici, am investit cât alții, în vreo 10. De exemplu, pe acest mascul, cât ai dat? De curiozitate. Câteva sute de euro bănuiesc. Da, mă gândeam. E ok, nu. E ok.
da, deci nu poți să cumperi, să ai pretenții, să ieși campion sau să câștigi un columbodrom cu porumbei. 50-100 de lei. 50-100 de lei, niciodată. N-ai. Niciodată. Da. Sincer să fiu, după ce i-am luat la mână, săptămâna trecută a venit la mine domnul Cărmăzan și l-a luat în mână pe ceampi, l-am arătat, i-a plăcut, bineînțeles că i-a plăcut, și mi-a zis, du-te, vezi părinții. Am venit, zic, să văd părinții, să văd unde, cum aruncă, da, pentru că eu am ideile mele cu perechierile, să văd în ce a aruncat. Și el mi-a zis că a aruncat, fără să-l vadă, deci fie rău, fără să-l vadă, mi-a zis că a aruncat în taicos. Da, a simțit omul ceva. A simțit. Este un mare columbofil și e normal să... E legendă. E normal ca să-și dea seama. Da. Câte perechi de ții la matcă aici? Am 15 boxe individuale. 15 sunt. Da. 5 pe rând. Și sper să mă rezum la ce am aici, că e suficient. Nici nu trebuie mai mult, dacă stai bine să te gândești. Cu vecinii nu ai probleme? Nu. Nu. Din fericire nu am probleme. Cum țin ei câte doi câini prin casă, n-au cum să mă certe că eu țin porumbei. Porumbei mi-e mai curați decât câinilor. Sau pisici sau ce mai țin ei acolo. N-am. Uite, poți să filmezi și prin cum arată boxele individuale. Tot ce vezi aici e făcut de mine? Da, eu ți-am zis, eu nu știam. Și... Da, nu sunt un tâmplar de săvârșit. Da, e și fain, e și chiar fain. M-am descurcat așa ușor. Acum iei despre chiar de o lună? A, o lună, dacă nu mai bine de o lună și jumătate. Și împerechiezi când faci următoarea împerechiere. De exemplu, pentru columodrom, că mulți sunt curioși. În ce lună ai reprodus, de exemplu, campion? La începutul lunii februarie a fost undeva la începutul lunii februarie sau la mijlocul februarie, a ieșit din nou. A ieșit din nou. A prins bine sistemul semintunericului la mine. Da. S-a și văzut că era la a doua pană. Da. Și anul ăsta? Anul ăsta, anul viitor, când vrei să-i împerechezi? Chiar anul ăsta. Îi împerechezi în decembrie? Așa mă gândesc. Da, să-i împerechez undeva prin 20 decembrie. Nu știu ce să zic. Eu nu ți-am recomandat să-i aduci tot prin februarie. Adică să iasă să prind, puiul din nou tot prin să februarie. Să prind undeva seria a doua pentru columbodrom. Pentru columbodrom. Da. Ce linii de porumbei de ție? De fapt, ce fel de porumbei îți plac? De viteză, de mifon? Îmi plac porumbei câștigători. Bine, dar vorbim să ai o categorie. În mare am, da. Îmi place viteza de mifon. Am porumbei Leo Eremans, Dir Van den Burg, Jansen, am Aircamp. În mare caut porumbei de sprint. De sprint. Am înțeles. Am înțeles. Acum, ca o paranteză, anul ăsta, nu pot să zic că am avut o legătură cu Mircea prea strânsă. Și când am venit după porumbei, eu știam că îi ține la bloc, că m-am oprit în fața blocului când am avut mică... Era pandemie și era, puteai să urci. Da. Și când mi-a dat porumbei, îmi zice, Răzvane, vezi că eu vin la tine să câștig. Eu am să-ți iau banii, îmi zice. Eu am să-ți iau banii. Am început să râd. Având în vedere, știam ce nume și ce oameni vin cu ce porumbei vin pe acolo, am început să râd. Zic, Doamne ajută să-mi iei banii. Da. Dar, sincer, nu am crezut, pentru că nu știam ce păsări deține, câți bani ai investit în porumbei, tu dar el foarte hotărât. Vin să-ți iau, vin acolo să câștig. Da, pentru că tu mi-ai spus pe Facebook, la o postare, că sunt 10 campioni naționali. Erau la ora aia, da. Și... M-a ambiționat foarte tare. Știu că mi-ai zis.
Deci, da, foarte tare, că... Păi nu, ți-am spus, vino și joacă la mine în golul da. Modrom, că ai cu cine să te bați. Da, și pentru că sunt deja își măsur forțele. 10 campioni național. Și tu te-ai simțit așa, ofensat. Da, un pic, nu, foarte tare, dar un pic. Și am căutat să trimit doar porumbei de calitate, că nu mai așa poți câștiga. Adevărul ăsta e. Dacă trimiți la un columbotron porumbei doar ca să îi trimiți, îți bagi joc de bănuții tăi și munca acelui manager de columbotron. Fiindcă muncește omul ca să să aducă porumbelul tău într-o formă bună și de fapt porumbelul tău e mediocru sau să nu zic... Se pierde la prima întreabă. Globă. Păi, că ai avut destule globe acolo. E, nu, eu, pentru mine, fiecare porumbel a fost la fel. N-am, drept dovadă, ai văzut. Porumbel care se pierde zis, de la 5 km... Nu contează. Mi-ai zis, 703, eu vreau să-l recuperez pe 703. Da, cine da. E 703? Dar, sincer, 703? N-am reușit din cauza ta să-l recuperez. Aș fi vrut să-l recuperez, că... Cred că trebuie să-i mulțumesc, nu pupă, să... E un porumbel, da, pe care chiar mi l-am dorit să-l recuperez. La insistențele lui Luci, pupăză, a zis, ai părinții... Bagă-l la licitație. Lasă-l să se ducă. La noi regula a fost așa, poate unii nu cunosc. Primele 10 locuri la AS, primele 10 locuri în finală intră automat la licitație, după care, de la locul 10 în jos, proprietarul, am dat șansa proprietarului, să-și poată recupera porumbelul la o sumă de bani, în funcție de rezultate și așa mai departe. El a dorit să-și recupereze femela, o femelă, cred că e cea mai constantă din da, mi-a cerut 400 de lei pe ea, aș fi dat probabil și 800 să o recuperez, dar... Ținând cont că ți-ai dorit așa mult, am renunțat la ea în favoarea ta. Dar ți-ai dorit-o tare mult, mereu mi-ai zis că ai vrea să o iei. Și ți-am oferit și... mult mai mult pe ea, ca să nu zic da. Că mi-ai dat-o la 400 da. De lei cineva. Nu, absolut. Nu. Absolut. Mi-a tot zis 703, 703. Ciprian, absolut. Tu știi. Băi, o căut. Nu știam cine e 703. Ne uitam, știam, deja știam pe ea doi. Eu n-am știut. Până la final am cunoscut, cred că, 20 de porumbei. Știam că aveau culori aparte. Știi? Semne distinctive. 703 ți l-am adus mai spre sfârșit. Eu căutam un mascul în columbodrom. Mă uitam după un mascul și la îmbarcările ziceam cine-i mă 703? O arățați-mi și mie cine-i 703? 701 și 702 au fost primii porumbei care ți-am dat. Da, pe care i-ai adus. Da, după a fost 703 mai prin Caprilie. Da, și mai și ea sistemul bine. Mai târziu. Și probabil venind mai da. Spre mijloc. Nu a fost aia, oricum nu știu. Cred că ei ținut minte. Nu a fost aia. Eu mă uitam după porumbei mari. 703, eu am crezut că e mascul. Cu toate că porumbelul ăla ți l-am dat singur, ai venit de la Văgăruș. Și mi-ai zis că e bun. Da, ai venit de la Ionuț de la Văgăruș. Și eu am zis, în gândul meu. Acum trebuie să bun, vedem ce face. Nu, dar eu sunt pe ideea asta. Vedem ce face la sfârșit. Chiar ai parcat în fața blocului, venise cu porumbeiul lui Ionuț, lui Văcăruș, și eu am coborât cu ea singură în mână. Și mi-ai dat. Și ți-am dat și mi-ai zis că e de bun. Da. Și uite că am ajuns la columbodrom și mi-a plăcut. Era micuț așa, dar după aia eu am uitat. Da. Îți dai seama câte sute de porumbei mi-au trecut pe mână, am uitat. 703, 703. Dar el a urmărit-o, eu, deci când au început antrenamentele și eu nu mi-am mai bătut capul. La început antrenamentele, la primul antrenament, cred că a fost undeva... Locul 5, 3. 10, undeva, 3, ceva de genul. Locul 3, locul 5, locul 15, 16. A fost un porumbel constant. Am văzut acum o lună. De fapt, m-am uitat și la antrenamente, ce a făcut, cum a intrat la antrenamente. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, a fost cel mai constant porumbel. Porumbel constant, dacă... În ideea în care au venit la antrenamente... Dacă acel porumbel venea la etapa a treia, da, față, era unul astăzi, așa. Cred că bătea pe tot la masă.
trebuie. Era locul unul alt detașat. Și tot așa, că da, ca o paranteză, eram la finală. A, ai fost și la finală? Da, ai plecat? Nu-ți venise 703, că erai un 703, n-a venit 703, eu 703, n-a venit, n-a venit, asta e. Făceați un pic dezamăgit, că aveam așteptări ca acel porumbel să vină în primii 10. În schimb, au venit o soră de-a lui. De-a ei, da. De-a ei. În locul 30. Soră după tată, locul 30. Locul 30. Și stăteam de vorbă cu băieții, că mai rămăsese acolo, era Ninisandu, erau mai mulți pe acolo. Și beam o bere, fără alcool. N-am putut să beau și o bere mereu. Și văd un porumbel mic. Păi s-a oprit urmai găsa să... Da, rupt la gușă. N-au zic, mă duc să vedem ce-i cu ăsta. Să-l cos. Mama lui 703 este un porumbel de... Stai să termin. Și îmi iau acum, pregătesc tot, și mă duc să prind porumbelul, zic, mă, să nu-l las, așa s-o cos. Când mă uit la serie 703, zic, asta e 703, e cât pum. Și asta e mama ei. Da. Da, este o femelă de 2017. E olandeză? Nu, din Germania. De bulg. Are și un pic de Cubman în ea, așa? Are... Da, o umbră de Cubman are acolo. Pe Kleine Dier, că am văzut. Are Cubman, da. Da, pe ăsta are luat de aici. Da. E o perechiere bună. Și ăsta e tatăl ei. Da. Hai, bă, seamănă cu taicăsul. Opa. Da, este... Ea e goală, taicăsul. Corpul i-a luat pe lui maică-sa, dar capul și... la mână cu el seamănă. Corpul este mai musculos și de asta zic. E mai legat. Și capul e la fel. Și ochiul ala. Da, de Van der Bulk. Dar... că am aflat acum și istoria cu porumbei de Van der Bulk și așa. Provine din Germania. E un porumbel, eu zic că de aia și dus. Camela. Un porumbel care nu ne-a venit și care duce la general 100%. Da. Adică Van der Bulk e... Da, este un cei care de... sunt din aia prima mână, azi. Știi? Da, da. Mi-a povestit cineva care a fost acolo cu mine cu porumbei de Van der Bulk și cum se vând de la... Sunt porumbei... de Van der Bulk care are și valii și zboară bine și fondul. Și fondul. Dar ce-am văzut eu, de exemplu, ți-am zis că am fost la Bartos, da. La aici. În viața mea nu am văzut asemenea porumbei. Porumbei de Van der Bulk sau porumbei de Van der Bulk combinați cu... Van der Brande. Doamne, deci nu exagerez, ți-am zis telefonul meu, atât au spatele de la mine. N-am văzut în viața mea așa ceva. De-aia mi-am și achiziționat de la el. Foarte. Și ăsta l-ai luat tot de pe... De pe o licitație, nu? Chiar nu le țin minte pe toate pe unde de Dumnezeu am licitat. Dar... eBay sau cum e zis? Am ceva și de pe licitația din Belgia, da? Am de pe licitația din Belgia, am pe licitația de pe GPS. Ai investit. Am porumbei de la Vali direct, prin telefon, de la Vali direct, prin telefon. Ești prietenul fără a ieși pe licitația acel porumbel.
A, am înțeles. Să înțeleg că ești prieten bun cu da, el. Da, da, mă înțeleg. Extraordinar, un om de calitate care chiar pot. Deci, domnul Mircea, Nașu. Da, domnul Răzvan. Mircea Nașu. Așa aici pe Facebook. Da, și le-ai mai prostit și pe Ciprian să scrie Nașu Nașilor. Unde a scris? La parola de pe Pager Market. Vezi că se aude. Păi noi cam schimbat. Da. Câte perechi? De ții 15 perechi. Da. Și ai femele în plus. Am vreo 5 femele în plus. Rezultatul pe care l-ai făcut anul acesta. Sper să-l depășesc la anul. Trebuie să te ambiționeze. Sper să-l depășesc la anul. Ca la anul să te menții măcar în primii 10. Măcar. Da. Știi cum e? Lumea între ea vorbește mult. Da. Toate că ei nu știu ce număr la păpuci și la încălțăminte porți, da, ei vorbesc. Știi? Dar de obicei vorbesc, de obicei vorbesc cei neputincioși. Un mediocri, știi cum ies, un om, e masă mai mare și se adună și... Un om cu calitate, ca și o pasăre cu calitate, face diferența. Deci asta un om așa. Care e om, înțelege că... Oricum, ochii sunt ațintiți asupra ta, cu siguranță vor fi ațintiți asupra ta. Vrei să trimiți tot din aceleași perechi? O să trimit ceva și din aceleași perechi și o să mai sucesc un pic între ei. Vreau să încerc. Sper să-mi și reușească. Concurența va fi mult mai mare la anul. Mult, mult mai mare la anul. Se anunță lume. Cu cât e concurența mai mare, cu atât mă ambiționez mai tare. Pentru că, în primul rând, ți-am zis, vreau să-mi demonstrez. Nu vreau să demonstrez nimănui nimic. Mie, pentru că vreau să demonstrez că pot mai mult decât să fiu doar un columbofil de umplutură. Automat. La fel gândesc și eu. Bor în jur de 25 de porumbei. Anul acesta ai avut locul 9 de mifon tineret? Locul 9 de mifon tineret, da. Cu o soră cu 703. Soră de mamă. Soră de mamă cu 703, da. Sper să pot țin tot așa, doar cu un numeric mic. Nu sunt adept a neporumbei foarte mulți, nu pot să-i controlez. În momentul în care nu pot să-i controlez, intervine boala. Automat. Și performanțele scad, clar. Odată ce ai boală... Ca o paranteză, având în vedere că nu ai avut, deci porumbei tăi nu au dat niciun semn de slăbiciune, eu mi-am notat toți crescătorii care au avut, să zicem, porumbei cu sensibilități. Au fost, nu există. Columbodrom e fermă, până, e ca la o fermă de, nu știu, dacă nu ești lângă ei 12 ore cum am fost eu, e pierdut. Pentru că îți vin tot până îi stabilizezi, îmi zicea cineva, dar fac o paranteză, nu ai avut porumbei sensibili. Și asta am și discutat la telefon, ți-am și zis, băi, sunt ok, nu au fost sensibil, chiar nimic, nici măcar o ornitoză nu au avut. Am contat să fie vaccinat, inclusiv de salmonelă. A, e vaccinat și de salmonelă? Da. Cu ce e vaccinat? Cu salmopete. Salmopete. Folosesc salmopete de 3 ani și n-am avut probleme. Și ca vaccin de paramixo, că aici vreau să ajung? Vaccin de paramixo folosesc Nobilis ca prim vaccin și al doilea pH. Exact cum am spus eu, Nobilis, pentru că este singurul vaccin care este făcut pe tulpina de porumbel. Este un vaccin super, nu fac reclamă la, este la nimic. Este cel mai bun vaccin. Doar spun că este un vaccin extraordinar. Uite, de asta nici n-ai, probabil că de asta nici n-ai avut niciun fel de sensibilitate. Și al doilea vaccin, pH, ai spus? Da. pH, la fel, care pH-ul conține herpesul, tot ca o paranteză să le spunem oamenilor, toate bolile astea care vin, în mare parte, vin pe un fond de virus. Orice virus, herpes virus,
care cred că a fost anul ăsta în mare parte din țara asta, pentru că au fost mari probleme, herpes virus, adenovirus și paramixul. Dacă porumbelul este sensibil, s-a terminat povestea. Că ți-o dă în adenocoli, stafilocop, streptococ, entrococ și așa mai departe. Iar lumea nu cunoaște. Au văzut că au picat puiuții și au zis ce au zis. Adenocoli. Nu, nu este adenocoli. Poate să fie un stafilococ foarte urât, care seamănă și cu adeno și cu salmonelă. Având o relație mai specială cu Vali cu tulbiță, cu el m-am sfătuit pentru aceste vaccinuri. Da. Păi da, pentru că eu încă nu am apucat să spun pe grup, să vorbesc cu voi, să vin cu detalii și așa mai departe. Și ți-am spus. Și ai făcut foarte bine. Aceste vaccinuri le folosesc de vreo 2 ani, n-au probleme, chiar ok. Foarte multă lume mi-a venit ca cu porumbei vaccinați prin vaccin cu PH-ul. Ceea ce este un lucru extrem, extrem de rău. Nu știu dacă porumbelul ar face față PH-ului ca prim vaccin, având mai multe tulpini. 3 tulpini. Da. Unul la mână. Este herpesul, da? Paramixo și adeno. Probabil acel porumbel îi e roscolit din toate pozițiile. Noi corpul lui nu este pregătit să dezvolte atâtea atâția anticorpi. Discuția am avut-o și cu Vali și mi-a recomandat ca prin vaccin Nobilis. Exact cum am spus eu și am tot repetat mereu. Așa după care PH-ul. Da. Și să-ți mai spun o chestie. La PH-ul... 21 de zile PH-ul. Da. Imunitatea, în cele mai multe cazuri, apare după 5 săptămâni. La PH-ul, imunitatea se face după 5 săptămâni. Dacă se face. Depinde de unde ai luat și vaccinul ăla. Dacă tu trimiți porumbelul la corpodrom mâine și tu astăzi îl faci cu PH-a și ai pretenții ca porumbelul tău să nu se facă l-ai paramixul, făcut degeaba. L-ai făcut degeaba. L-ai făcut degeaba. În momentul în care porumbelul l-ai trimis pentru el un stres acolo, automat. I-ai schimbat locația, devine stresul și poate să apară paramixul mult mai repede decât ar fi. Asta este o mare problemă. Mi-a mai spus cineva, a venit cineva de la mine, tot așa un câștigător de la Polumodrom, din București, și mi-a zis așa, Răzvan, având în vedere, a văzut ce am făcut, cum am lucrat cu ei și cât m-am chinuit. Au venit 600 de porumbei nevaccinați. Da, nu știu, ai avut o răbdare care eu eram probabil nu aș fi avut. Da. Maximă răbdare ai avut cu acei porumbei, probabil dacă erau, nu vreau să fiu rău, dar probabil dacă erau la alt Columbodrom, nu ar fi făcut ce ai făcut tu. Nu știu, eu mi-am făcut datoria, nu vreau să vorbesc de nimeni, nimic, înțeleg? Nu, am zis probabil, nu am dat nume, am zis probabil în alte locuri nu ar fi făcut ce ai făcut tu, ai avut o răbdare extraordinară cu acei porumbei nevaccinați, nepregătiți. Eu nu pot să trimit un porumbel ca să câștige fără să fiu eu convins că acel porumbel va câștiga. Deci trebuie să fie 100% sănătos porumbelul ca să poți să... E la fel ca și la sportiv. Nu poți să te duci cu copilul să-ți câștige 100 de metri garduri dacă am vrut 20 de ani jucați fotbal și ce înseamnă sport. Ah, atunci da. Am înțeles. Probabil că de acolo și... Am înțeles, am înțeles. Da, eu m-am chinuit foarte mult, cu toate că vorbe au fost. Acum, haideți să spunem că poate și aude. Și vor fi. Că poate aude, haideți să spunem, da? Da. În finală au venit 5 porumbei odată. Cu toate că au venit 5 porumbei odată, da, noi doi ci că am făcut blat. Acolo a fost un pic de noroc. Au venit 5 porumbei odată. Am avut șansa ca... Nu poți să zici că a fost numai. Al meu să intre primul. Ascultă-mă, au coborât toți. Da, da? El și-a dorit să intre cel mai repede. Pentru că dacă te uiți, e câteva secunde. La finală pot să-l pun că ar fi fost noroc, dar ca porumbel să fie locul 1 azi, e meritul porumbelului. Calitatea păsării și mâna crescătorului. Sănătos, porumbelul sănătos a venit fiecare etapă constant. Porumbei au fost sănătoși, da. Ai văzut cum arătau.
dreapă vadă, de asta și făceam filmările cu pielea roșie mereu și așa mai departe. Cred că pe video, la început, când ne-ai dat nouă parola să ne uităm cum ar fi starea porumbeilor, cred că eu am intrat o dată sau de două ori și m-am uitat. După aceea am dezinstalat camera video de pe telefon, cunoscându-te de atâția ani, știu cât ești de serios. Discuții vor fi și cu camere și fără camere, fiindcă așa suntem noi, să fim răi. Nu putem fi mai buni. Trebuie să fim răi. Da, păcat. Să vorbim de porumbei. Anul ăsta te-ai mai făcut vreo investiție? Nu vreau să vorbesc despre investiții. De unde? De soția. Da? Nu vreau să vorbesc de investiții. N-are nicio legătură una cu alta. Vreau să testez mai întâi, să văd ce am adus și după aceea pot vorbi despre... Deci a făcut investiții, mergem pe burtă, am înțeles. Investiții. Da, am adus ceva, porumbei. Nu achiziționez porumbei mai bătrân de un an. Da, și eu merg pe aceeași idee. Am achiziționat 3 porumbei de 2020, nu vreau să vorbesc mai mult despre ei, doar atât. Am achiziționat 3 păsări de 2020, deci pui de anul ăsta. Nu la 100 de lei bucata, să spunem, da? Doar printr-un miracol poți să ieși, da, campion cu un porumb, dar luat cu 100 de lei, nu știu cum să zic. Ceva cam la 400 de euro. Uite, la mine au funcționat cadourile. Am dat cadouri, au ieșit campioni, am primit cadouri, am fost foarte mulțumit de ei. Sunt mulțumit în mare de calitatea porumbeilor. Dar ca fiecare vrem mai mult. Asta așa e. Și sper să fie bine. Chiar tu ai achiziționat din Columbodrom o pasăre, nu? Da, am luat locul 2 as. 2 as? A fost ăla? Cu da, Tudor Loft. Locul 2, 3 as. Nu, 3 as. 3 as, locul 3 as. Da. Domnul Tudor, un crescător și un om de mare calitate. Un pic să văd unde este, să-l plin. E ok? E femelă? Până la urmă. Eu așa zic. Eu știam că e mascul, dar văd că uite că s-a făcut femelă. Domnul Mircea, sincer să fiu, mie mi-a făcut o deosebită plăcere să mă aflu astăzi la tine. Vă mai aștept cu drag oricând. Pentru mine, mi-a spus și mă repet, este un lucru mare să văd că într-o cameră de apartament ți-ai făcut un loc al tău. Un loc unde nu te bruiază nimeni, lași stresul, aici mă liniștesc, exact, și îți găsești liniștea aici.